Doi dintre cei mai importanti sportivi ai clubului Steaua București, o jucătoare de tenis de câmp Mihaela Buzărnescu și atletul Alin Firfirică, au răspuns prezent provocării Steaua TV de a schimba posturile în care sunteți obișnuiți să-i vedeți la televizor sau pe marile arene ale lumii. Mihaela Buzărnescu a pășit în premieră pe un stadion de atletism pentru a arunca discul, în timp ce Alin Firfirică a trecut de partea cealaltă a fileului pentru un meci inedit cu sportiva clasată pe locul 120 WTA. Mai întâi, Alin Firfirică a intrat pe terenul de tenis pentru câteva schimburi de mingi cu Mihaela Buzărnescu. Deși nu a fost deloc menajat, cel mai bun atlet din România în ultimii 2 ani a recunoscut că preferă să arunce cu discul. Cum a fost să joci tenis de câmp cu una dintre cele mai importante jucătoare ale momentului și ale clubului Steaua, Mihaela Buzărnescu? A fost o onoare pentru mine să schimb câteva mingi cu ea. Cred că m-am descurcat cât de cât ok. Nu aveam de unde să joc foarte bine, fiind a doua sau a treia oară, poate, când am practicat acest sport. Deci, în mare parte, după spusele ei, a fost un meci onorabil pentru mine, unde eu am dat 100%, am plecat de pe teren vai de mine, learcă, iar ea, sunt convins că nici măcar 1% nu a dat. Adică a avut grijă să-mi pună mingile astfel încât să pot să le lovesc, să nu mă fac de râs. Aruncarea discului, cum s-a descurcat Mihaela? S-a descurcat onorabil. Are câteva probleme cu discul, unde îl aruncă și pleacă fâlfâit, cum spunem noi, dar, per total, și-a schimbat tehnica după ce i-am explicat anumite lucruri și am făcut un schimb de experiență. Ea mi-a oferit mie niște informații, eu de asemenea pentru disc, și a decurs totul foarte bine. După ce l-a alergat serios pe Alin, Mihaela Buzărnescu și-a luat inima în dinți și a trecut la aruncarea discului. A ascultat cu atenție indicațiile primite de la sportivul clasat pe locul 4 la ultimul campionat mondial în aer liber, iar jucătoarea stelistă a pus mâna pe disc, iar după mai multe încercări a aruncat discul peste 15 metri. Mihaela, cum a fost prima ta experiență în calitate de aruncătoare de disc? Destul de grea, aș putea spune că este un sport destul de complicat, sau ce puțin așa mi s-a părut mie, pentru că este o mișcare destul de elaborată, tehnic, și nu mi-a fost ușor, mai ales că, ok, pentru noi fetele am înțeles că se aruncă cu un disc de 1 kg, eu fiind obișnuită cu o rachetă de 300 de grame, sigur o să fac febră musculară acum, dar e interesant să vezi că poți să arunci la o distanță foarte mare cu brațul, să arunci un obiect. Sincer, îmi place mai mult decât aruncarea cu ciocanul sau cu surița. Mi se pare mai interesant cu discul. Ce sfaturi ți-a dat Tali? Cum se ține discul în mână, că trebuie prins cu degetul arătător și în momentul în care arunci trebuie să fie întors discul și efectul trebuie să fie invers. Asta mi se pare mai complicat. Una pe seara am învățat așa, am prins cam cum se execută această aruncare cu discul și totuși cred că rămân la tenis. Ți-ar fi plăcut să faci atletism dacă nu făceai tenis? Nu. Cum s-a descurcat Alin la tenis? Mai bine decât mine la aruncarea discului. A prins destul de repede, sincer, ce puțin cu lovitura de dreapta s-a descurcat ok și au fost niște câteva schimburi bune. La finalul provocării, cei doi sportivi de la clubul Steaua București au promis că vor mai repeta experiența și speră să meargă împreună la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. Tu ești deja calificat la Jocurile Olimpice. Ți-ar plăcea ca Mihaela să facă parte și ea din lotul României care va concura la Tokyo anul viitor? Da, într-adevăr știu că își dorește foarte mult să obțină acea calificare. Sunt sigur că o va obține pentru că este o fată foarte ambițioasă. Am discutat cu ea și am observat că are moralul sus și împreună cu tatăl ei sunt sigur că va reuși să obțină acea calificare. Alin e deja calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Te gândești să-l însoțești, sigur, în calitate de sportivă? Orice sportiv își dorește să ajungă să fie calificat la Jocurile Olimpice și îmi doresc tare mult, adică mă bucur că într-un fel s-au amânat Jocurile Olimpice, pentru că șansele mele au crescut și mai mult la calificare și îmi doresc tare mult să fiu și eu alături de toți ceilalți sportivi din România, din toate sporturile care sunt deja calificați și vor merge anul viitor, să fiu acolo, pentru că e o experiență unică.